Da, a fost. Deci, toată seara premierei de aici, de la Cannes, a fost ceva unic, un moment așa de care cred că o să-mi amintesc toată viața, pentru că știi, una e când prezinți un film de ficțiune în care ai niște actori, oricum e foarte emoționant și e important, dar faptul că ești în sală cu niște legende ale sportului, oameni care sunt respectați pentru o carieră incredibilă și vorbesc de Năstase, evident, de Ciriac, de Henri Lecomte, Boris Becker, Virginia Ruzici, oameni care impun respect prin realizările lor, deci emoția pe care am avut-o cu toții din sală și înainte și după film e ceva atât de greu de descris încât n-am cuvinte. Deci a fost așa, parcă efectiv o seară din povești. Știam filmul, adică mi s-a părut că oarecum a trecut cel mai greu, a curs greu, mi s-a părut, pentru că nu se mai termina, dar asta pentru că, evident, l-am văzut de zeci de ori. Dar e fabulos că oamenii au venit la noi după film, oameni din toată lumea, unii care, efectiv, nu... Ei nu sunt mari iubitori de tenis, unii spuneau nici nu mă uit la tenis deloc, dar filmul ne-a plăcut enorm. Și sper să aibă o carieră frumoasă. Țin minte când eu am născut în 72, culmea anul în care Ilie a avut performanțele fabuloase pe care le știm. Deci cumva era evident că nu aveam cum să le cunosc, nu aveam cum să văd acele imagini pe care acum le-am introdus în film. Dar meritul mare al lui tata, care cumva m-a adus aproape de povestea lui Ilie, mi-a spus, uite, avem un campion extraordinar. L-am văzut și un pic jucând în ultimii lui ani activi, așa, de profesionist. Și a fost interesant, cumva mă raportam la Ilie ca un, ca la, mă rog, ca la un mare campion, dar știi cum e, te raportezi la el fără de fapt să știi concret ce a făcut. Da, domnule, a câștigat niște turnee, e neconvențional, e un jucător care face și multe prostii și tâmpenii pe teren, dar simpatic și plin, jovial și cam asta era, dacă vrei, primul meu contact. Și apoi faptul că am citit cărțile scrise de Ioan Chirilă, una dintre ele dedicată relației dintre el și Ciriac cu Padevis, și cumva în mare parte îi datorez lui Ioan Chiril, acestui jurnalist incredibil, un scriitor cu un har nebun, așa cumva am ajuns aproape de tot universul lui Năstase. Dar dacă mi-ar fi spus cineva că voi ajunge să fac un film despre asta, aș fi zis e o ficțiune pură. Cumva toată colaborarea la proiectul ăsta dintre noi, echipa de regizori și Ilie a fost ideală pentru că am simțit că avem libertate totală. El practic mi s-a oferit cu tot, bune, rele. Viața lui e o carte deschisă, adică nu poți să găsești zone care nu au fost identificate, speculate până acum de media. Și a avut generozitatea asta de a spune, de a nu fi interesat de fapt, pur și simplu de a zice, mă încred în voi. Am făcut și o vizionare cu filmul la fază cumva de lucru. Am avut surpriza să văd că efectiv s-a uitat la film, a fost atât de emoționat, nu ne-a zis absolut nimic. Chiar dacă acum are, poate așa, ne mai întreabă de ce a fost nevoie de asta în film, dar niciodată n-a spus, nu vreau să apară. Adică mi se pare o relație de încredere maximă și mulțumesc pentru faptul că a zis nu mă bag, e treaba voastră, eu sunt actor, personaj, ce sunt, e datoria voastră și e meritul vostru până la urmă că ați făcut filmul. Multă lume ne-a întrebat de ce nu v-ați focusat și pe ultimii 20 de ani, să zicem, din viața lui Ilie, care au fost marcați de multe așa, suișuri, coborâșuri, o tabloidizare excesivă, căsătorii, divorțuri, scandaluri, probleme cu poliția, cu condusul, cu băutul. Și ne-am dat seama că, de fapt, dacă am fi făcut asta, filmul n-ar fi ieșit din zona unui
cum să spun, unui reportaj TV într-o zonă tabloidă pe care, iată, toată lumea, cel puțin o știe, mulți îl identifică cu asta. Ne-am gândit că e mult mai important filmul să facă altceva, să recupereze toate bucățile din zona, din viața lui Ilie, pe care publicul nu le știe. În egală măsură n-am vrut să-l albim sau să nu-l confruntăm cu episodul care a fost cel mai comentat, nu doar în România, în toată lumea, cel legat de Serena Williams. Deci mi se pare că am găsit o măsură justă, dar am evitat să intrăm în foarte multe detalii de, cum să spun, triviale și nenecesare, cred, pentru portretul lui Ilie. Cred că din film îl vezi cum e, cu bunele și cu relele lui. Cred că am găsit măsura justă. Eu am mai făcut câteva documentare, am făcut Nunți Muzici și casete video, Housemeister, am produs Australia, făcut de Cornel, de Claudiu Mitcu, dar în care m-am implicat foarte mult creativ. Am mai avut un proiect care încă nu e terminat, deci cumva nu sunt foarte departe de documentar, dar în egală măsură mărturisesc că prefer tot timpul să fac ficțiune. Mi-am dat însă seama că la Nesti, da, mi-aș fi dorit să fie, cum să spun, doar proiectul meu, dar atât de multă muncă era de făcut, un volum atât de mare de informații, de arhivă, de structurare, încât am realizat, mie unul va fi imposibil să-l duc la capăt de unul singur. În aceeași perioadă lucram la Libertate, un alt film care m-a consumat enorm, ori acolo chiar eram singur pe parte creativă și erau situații de genul în care trebuia să fiu fie la montaj, fie la mixaj, la Libertate, și trebuiau făcute lucruri pe partea de postproducție sau de filmare câteodată cu... Și de aceea l-am rugat pe Cristi Pascariu să se implice și... E un om care are o, deși foarte tânăr, Cristi, are o maturitate și are o abilitate de a structura informația și de a vedea, de fapt, esențialul, un efort de sinteză extraordinar, trecând de toate celelalte calități de cineast. Apoi, evident, Tudor, a cărui input a depășit, cred, ceea ce face un editor, un montor la un film. Și în felul ăsta, fără ei, nu cred că puteam să duc proiectul la capăt și mi s-a părut absolut normal. Când am ajuns spre final, ne consultam, deciziile le luam democratic, adică nu mi s-a părut absolut deloc... Da, e mai neobișnuit probabil să ai trei răspunzători de un film, dar mă bucur mult că ei au fost parte din proiect și că e filmul, cu toții ne regăsim în filmul ăsta, adică nu e un proiect în care cineva să se simtă alienat, poate că nu-l reprezintă suficient. Știi cum, în România avem câteodată această problemă faptului că facem filme despre atât de multe subiecte, că sunt ele sociale, sau nu, ecologic, multe teme care sunt pe agenda publică. E foarte bine că le facem. Dar uităm de foarte multe ori că avem în țară oameni care merită astfel de filme, pentru că ei sunt oameni care au făcut istorie în domeniile lor. Și putem să mai găsim și multe alte exemple, nu neapărat din sport. Ori mulți străini, de exemplu, m-au întrebat cum de nu s-a făcut până acum, iată, de 20 de ani, de 30 de ani, cum de nu s-a făcut un film despre Năstase. Habar n-am, chiar nu știu cum de nu s-a făcut. Și cred că e un film necesar, adică mulți acum ne întreabă când faceți filmul despre Hagi, despre Nadia, despre XYZ. Sunt filme care merită făcute și care cred că trebuie, cât oamenii ăștia mai sunt printre noi și da, îi iubim, îi prețuim pentru tot ceea ce au făcut pentru noi ca români, pentru că știi cum e, bucuriile sunt atât de rare, de puține, și e important să vibrezi
cum vibrăm la fotbal, ca când câștigă echipa națională sau în orice alt sport, sunt oameni cu care ne mândrim și care fac cinste țării. Foarte serios vorbeam cu Cosmin și cu colegii că deja am început discuțiile cu Nadia. Peste 50 de ani, peste 2 ani se împlinesc și 50 de ani de la victoria ei de la Montreal și de la acel moment fabulos când a avut acel 10 care a dat peste cap tabelele electronice. Și sper să facem filmul ăsta împreună. Păi m-aș bucura după premiera asta de la Cannes filmul să fie vândut, evident, în cât mai multe țări. Deja am înțeles că s-au încheiat niște contracte pentru Australia, pentru Canada, Italia, Orient. Deci asta ar fi ținta principală, să ajungem cu filmul ăsta în cât de multe locuri și povestea lui Ilie și povestea unor ani extraordinari din lumea sportului să emoționeze și pe alții.